unde cetățeanul vine, își scanează acest card, a intrat în sistem. Se verifică taxele dumneavoastră. Da, îi se verifică. Nu vă e frică că la un moment dat, după dumneavoastră, să vină cineva care nu o să continue pe traiectoria asta? Nu, nu, niciodată n-am trăit cu ideea asta. Eu sunt impresionat, șocat, nu mai știu ce să zic, mi se pare că omul ăsta o să crede că sunt un idiot, că nu mai știu ce să zic decât, mamă, ce tare, adică nu știu ce să-i mai spun altceva. Ce înseamnă școala smart? Mamă, nici... Este controlată prin tehnologie, adică avem o mulțime de senzori, de la senzori de iluminat, senzori de monitorizare a calității aerului. Și totul se controlează de aici. La orice oră, luminozitatea să rămână constantă sau cum o reglez eu din aplicație, astfel încât ochii copiilor să fie protejați. Copil în scaun cu rotile, avem o baie adaptată pentru copii în scaun cu rotile. Am spus așa, cum arată asta școala, va arăta mâine țara. O comună din care, contrar tendinței naționale în această țară, oamenii nu pleacă, ci se întorc. Primul smart village, too good to be true, așa se numea una din campaniile lor, prea bun ca să fie adevărat. Un loc unde, mulțumită energiei regenerabile, se iluminează străzi, unde copiii la școală au tablete, au calculatoare, unde oamenii își plătesc impozitele și taxele de acasă și chiar sună too good to be true într-o țară ca a noastră, unde lucrurile merg așa și așa. Noi am vizitat locul ăsta acum 3 ani, iar acum ne aflăm din nou în județul Alba, în comuna Ciugud, să vedem cum se prezintă în ziua de astăzi și dacă totul chiar e așa de frumos precum am auzit de atâtea ori prin media sau e doar o mare, mare campanie publicitară. Acum 3 ani ne-au și invitat de la primărie la o cafea când am fost. Ne-au scris pe Facebook. Acum vreau să văd dacă acea invitație este pe bune. Ne-am dus în România acum 2 săptămâni. Am avut foarte multă treabă și o să vedeți despre ce e vorba la momentul potrivit și de la București până aici am venit cu această minunată mașină de la prietenii noștri de la Sixt Rent a Car. Vă lăsăm linkul în descriere, sunt tot timpul oamenii la care noi apelăm când avem nevoie de mobilitate în România. Ne-a dat acest Nissan Qashqai care avea 20 de km când am luat noi, acum are mai mulți, dar nu înseamnă că asta îți vor da și ție. Ei tot timpul o să închirieze o mașină după nevoile tale. Hai să vedem ce se întâmplă la Ciugud și dacă e chiar too good to be true. Bine ați venit! Vă știu de unde scoate Ciugud 20 de milioane, de exemplu. Doar români, avem și, nu știu, belgieni, italieni, nemți, americani, polonezi. Bună dimineața! Bună dimineața! Deci, abia ce am parcat. Foarte mișto amenajată parcarea, suntem fix lângă biserica satului, presupun. Cred că aia este primăria. Salut! Și ia uitați ce avem aici. Frumos! Stație să-ți încarci mașina, dacă ai mașină electrică, și aici, direct, Programul Național de Dezvoltare Rurală. Dar zona super verde, străzile asfaltate, astea trase, o grămadă de parcări. Na. Bine, momentan, bine. Zici că am venit în inspecție aici, am venit să inspecționăm. Nu m-am gândit niciodată că o să trag un cadru în biroul primarului, dar voiam doar să vă arăt că, uite, oamenii s-au ținut de cuvânt și cafeaua ne-a dat-o. Era și cafea și în paharul ăsta. Bună. Chiar a fost bună. Și vrem să vă mulțumim încă o dată pentru timpul acordat. Avem domnul primar aici, dacă cineva nu-l cunoaște. Eu am vreo două întrebări pentru dumneavoastră, le pun. Vă rog. Te-ai pregătit? Tot timpul. Da. Eu am văzut... De câți ani sunteți aici? De 24. De 24. Eu am văzut într-un interviu mai de mult. Că a spus că lumea se supără când făceați afirmația asta, că la început când ați venit eram casatele africane. Adică cum s-a schimbat așa pe scurt ce ați găsit aici cu cine în ziua de azi? Păi, noi spunem că e normalitatea pe care noi ne dorim de fapt în orice sat din România. Adică n-am făcut nimic wow, ci am creat condiții de viață sănătoase, condiții de viață și de civilizație așa cum ar trebui să fie oriunde. Ok. Toate astea nu fac decât să ne facă pe noi ca și locuitori, că de asta am și candidat. Am refuzat să mă mut din Ciugud și am trăit cu convingerea că aici trebuie să vină acea viață de la sat, în așa fel încât noi cu toții să ne simțim fericiți. Nu mi-am dorit niciodată să ajung primar. Însă, okay, așteptând după ce m-am căsătorit, cred că
am așteptat vreo 8 ani și nu s-a întâmplat mare lucru, am spus trebuie să facem noi schimbarea și asta am făcut de fapt. În așa fel încât să trăim, în primul rând pentru mine, pentru familia mea, pentru fiica mea, pentru vecinii mei și apoi pentru întreaga comunitate. Câți oameni trăiesc acum în Ciud? Aproximativ? Aproape 4.000 față de 2.600 câți am fost când am ajuns eu primar în 2000. Și mi-a spus că avem și inclusiv, adică sunt oameni care vin, care se mută aici, nu, da, nu doar cei care se întorc. Suntem o comunitate cosmopolită, adică nu avem doar români, avem și, nu știu, belgieni, italieni, nemți, americani, polonezi. Mi se pare extraordinar. Toate națiile posibile. Și ce v-am întrebat și înainte să dăm rector, chiar, adică după 20, eu știu că considerați că asta e normal ce ați făcut aici, eu zic că încă mai avem de lucru până să fie normal în toată țara, nu vă e frică că la un moment dat după dumneavoastră să vină cineva care nu o să continue pe traiectoria asta? Nu, niciodată n-am trăit cu ideea asta și crezul meu este că va veni cineva mai bun decât noi, mai bun decât mine. Așa cum o spun mereu, de neînlocuit sunt doar cei din cimitir. Restul oricine e de înlocuit. Primim și avem ghidul nostru aici. Ne arăți? Ce ne arăți? Mergem unde vreți voi. Bun, deci avem și ghid. Nu facem nimic regizat. Nimic? Totul... Așa cum faceți voi de obicei în vlogurile voastre. Dan ne-a spus că el ne urmărea, deci știe cum e la noi. Mergem, explorăm și vedem ce găsim. Și eu v-am invitat la cafea. Corect, s-a ținut de cuvânt. Bună cafeaua, bună cafeaua. Mai venim. Vă mulțumim pentru timpul acordat. Să știți că noi avem deja, cred că avem o oră și ceva aici. Dar am zis totuși să tragem un cadru, să nu zică lumea că mă laud, că m-am întâlnit cu domnul primar, să fie pe cameră, să se vadă. Hai, dacă tot am avut șansa să avem pe cineva de la primărie cu noi. O să profităm și să intrăm în școală aici. O să vedeți niște imagini pe care poate nu le-am fi văzut în mod normal dacă nu am fi mers să ne cerem cafeaua alea cu 3 ani. Salut! Din câte am înțeles, asta le-a rămas mică școala, iar acum vor construi peste 2 ani încă o școală, pentru că ei nu se gândeau că o să vină atâția oameni în Ciugud. Bună ziua! Și am făcut o școală smart. Este prima școală smart din mediul rural din România. În 2019 aveam o problemă. Am făcut o analiză în comunitate și aveam o mare problemă. Plecau copiii de la școala de la țară, școala noastră, plecau în oraș. Și atunci am zis, băi, dar de ce să ducă ăștia în oraș? Hai să facem o școală ca la oraș sau mai frumoasă decât la oraș. Noi ne-am uitat un pic pe ce propunea Comisia Europeană. Comisia Europeană are un concept, se numește EduTech, adică înseamnă folosirea tehnologiei în procesul educațional. De ce? Copiii ăștia care învață acum în școală, bună ziua, în școala noastră, peste câțiva ani vor ajunge în companii unde digitalizarea va fi foarte importantă. Corect. Și atunci trebuie să-i pregătim pentru piața muncii. Și în contextul ăsta am zis, hai să încercăm să vedem ce înseamnă până la urmă o școală smart. Și uitându-ne, eu am văzut anumite lucruri în Franța și în Belgia, domnul primar în Austria, colegii noștri din școală au fost la un moment dat, doamna directoare, de exemplu, în Danemarca. Uh-huh. Și atunci am luat tot felul de concepte pe care le-am pus ca un puzzle în conceptul nostru și am făcut o școală smart. Ce înseamnă școala smart? E foarte simplu. 1. Tot ceea ce înseamnă clădire este controlată prin tehnologie, adică avem o mulțime de senzori, de la senzori de iluminat, senzori de monitorizare a calității aerului. În spate sunt câteva zeci de kilometri de cabluri. Este o clădire care se controlează singură, poate să ia decizii singură la un moment dat. Și în același timp avem al doilea lucru. Bună ziua! Al doilea lucru înseamnă că folosim în procesul educațional tehnologie. Nu fugim de tehnologie, ci o folosim astfel încât, astfel încât să pregătim copiii aceștia pentru viitoarea piața muncii. Am plecat de la 100 de copii, acum avem 250 aproape, școala ne-a rămas mică, rămas deci nu mai avem loc, la propriu nu mai avem loc. Și am depus un proiect pentru o școală verde, o școală zero energie, o școală care va fi construită într-un parc. Am investit normal în școală. Școala asta, să știți că n-a costat mult. A costat 1.000.000 de euro. Noi am avut un proiect, a fost 500.000 de euro și tot ceea ce am mai făcut, tehnologie, dotare și așa mai departe, au mai fost încă 500.000 de euro. Ce este interesant este că în 2019 nu aveam banii ăștia. Și atunci ce am făcut? Am luat un credit. Stai să văd dacă am înțeles. Deci asta e camera de acolo.
eu aș fi putut să intru de la mine de acasă și da. Să fac, adică să fiu la ore. Da, și noi ne-am gândit. Da, să fie un sistem intern de să facem noi, să creăm noi o platformă de pe care noi să ne logăm și să intrăm. Genial. La ore. Dar nu am mai făcut lucrul ăsta pentru că a venit pandemia. Și atunci am intrat cu soluțiile care au venit. Nu am avut deloc voie să venim în școală. Deci noi n-am mai venit în școală, și atunci oricum trebuia să lucrăm de acasă. Era ideea următoare. Avem tabla interactivă, putem să o partajăm în aplicație copilului, dar în același timp avem și tabla asta. Pentru că noi am mers cu două table în paralel. De ce? Pentru că până atunci nu se lucra cu table interactive. Și ca să nu-i speriem și pe copii și pe profesori, am lăsat și tabla obișnuită. Și atunci ce se întâmpla cu tabla interactivă obișnuită dacă copilul era acasă, iar profesorul scria pe tabla obișnuită? Și atunci am zis, uite, luăm camera aia robotică, el poate să facă zoom de acasă pe tabla obișnuită și în același timp poate să vadă ce scrie și pe tabla asta dacă nu folosește neapărat tabla interactivă. Fantastic. Nu e un lucru fantastic, adică e un lucru obișnuit. Până la urmă, era înainte de pandemie. Noi am făcut, cunoaștem, multe experimente atunci, pentru că când îi spuneai cuiva de digitalizare, când spuneai hai să folosim o tablă interactivă, hai să folosim un soft, în 2019, oamenii spuneau, dom'le, dar știi, noi avem programa, noi avem nu mai știu ce, când am spus, pot să spun lucrul ăsta, hai că-l spun și lucrul ăsta. Când am spus la un moment dat la cineva din zona învățământului, despre sistemul nostru, ni s-a spus voi vreți să încurajați absenteismul școlar. Bun. Și am zis, nu domne, nu vrem să încurajăm absenteismul școlar, noi vrem să dăm șanse egale fiecărui copil dacă juc pe piciorul și stă o lună acasă. Nu mai putem face educația cum o făceam acum 50 de ani. Și mai e un lucru. Specialiștii în educație vorbesc despre, dacă până acum am vorbit despre analfabetismul funcțional, acum avem o nouă formă de analfabetism. Se numește analfabetismul digital. Adică copiii ăștia sunt nativi digitali, au aptitudini digitale, dar nu știu să și le transforme în competențe care să-i ajute pe piața muncii, la învățare și așa mai departe. Așa. Și atunci ce facem? Îi lăsăm să rămână pe TikTok și pe Facebook? Sau îi învățăm cum să folosească timpul și rețelele pe care le au la dispoziție și toate aceste soluții tehnologice ca să învețe și să se dezvolte? Învață limba franceză, sunt în primul an de studiu. În martie, hai să zicem că am de 6 luni, învață limba franceză. Și am avut un proiect, trebuia să-și prezinte tăiat de la zero. Bonjour, je m'appelle Sara. Et je prezent din ma maison. Se sau în țară și au bibliotec, în canape. De noi, din alte hârtii, de fapt. Sunt hârtii. Totul se reciclează. Da, uite, se mai apare câteodată că țin cu vițel pe aici, pe undeva, e așa drăguț arată. Știu că la un moment dat, da, îmi spusese o fetiță, că zice, uite, la mine scrie Dor. Chiar așa să... Dor, literele acelea au mai rămas. Și sunt din bucățele de hârtie. Foarte și vrem să le, da, vrem să, mă, n-am mai avut timp, dar să facem un caiet, folosim la educație plastică, să desenăm pe ele sau poate chiar să scriem. Da, 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 foarte interesant, da. Acum mi-am dat seama, ne-a întrebat ce lipsește aici și eu n-am fost tare să-mi dau seama, însă și-a dat Raluca, nu este coș de gunoi, adaptând modelul japonezilor, fiecare responsabil de gunoiul său, ce, este unul singur în, pe culoar. De culoar, da. Așa. Și în pauză lumea merge și, adică copiii merg și aruncă gunoiul acolo și am înțeles că asta s-a implementat și la nivel de comună, adică da, și afară. Adică gunoiul, coșul de gunoi nu-l vei găsi la doi pași, indiferent câte coșuri de gunoi am pune noi în comunitate. Și atunci am spus, nu vrem să punem coșuri de gunoi în comunitate, cu excepția unor zone în care ne vizitează și alții, dar, în schimb, îi învățăm pe oameni, pornind de la copii, să aibă grijă de gunoi, să-l ducă acasă și să-l pună acolo unde trebuie. Și începem de aici din școală. Adică dacă în clasă are grijă de gunoi până în pauză, înseamnă că a învățat să se comporte la fel și în comunitate. Noi prima oară am văzut asta în Coreea. Stai, vezi dacă la mine nu erau? Ia.
Și totul se controlează de aici. Da, totul se controlează de aici. Sistemul poate să măsoare luminozitatea de afară și luminozitatea din clasă, astfel încât la orice oră luminozitatea să rămână constantă sau cum o reglez eu din aplicație, astfel încât ochii copiilor să fie protejați. Adică să nu avem o luminozitate foarte puternică și de afară și din clasă, sau dimineața să nu avem luminozitate. Și în contextul ăsta poți ori de pe aplicație să o controlezi, și uite, asta fac eu în momentul de față, dar poți să las și sistemul să ia ce decizie dorește. Controlezi luminozitate, da, temperatură? Luminozitate, temperatură, îmi dă informații despre ce se întâmplă în clasă și îmi dă alerte în aplicație dacă se depășește concentrația de dioxid de carbon. Da, acum în grădiniță am făcut lucruri și mai smart, adică când se depășește concentrația de dioxid de carbon, cadrele didactice, educatoarele primesc pe telefonul mobil o alertă, dar este ca un fel de mesaj în mail ca să nu sperie copiii. Adică vă rugăm să ieșiți la joacă, dacă este un nivel mult mai ridicat, spune atenție, este periculos, deschideți geamul. Iar în viitoarea școală vom avea un control automatizat, adică totul se va face automatizat cu aport de aer proaspăt în clădire, totul va fi prin sistemul ăsta. Dar ce e interesant la sistemul ăsta este că poate să ia în anumite momente decizii singur. Mulțumim frumos! Uite ce scrie, cum arată asta școala, așa va arăta mâine în țară. Mulțumim! Mulțumesc frumos! Asta e cel mai important magnet al anului. Raluca colecționează. Din astea avem frigider, ne mai lipsește. Peste tot pe unde ne plimbăm, eu am un magnet. Uite ce frumos, dar și poveste. Unde ai fost cu domnul primar? În campanie! Mai gata la after school, școală după școală. Părinții ai copiilor și am avut pe mama Evelin Petrian, care este polițist la Poliția Animalelor. Da, așa. Și acum vreo o lună am avut-o pe mama lui Anais, care este asistentă medicală. Vin părinți care ne vorbesc despre meseriile lor. Acum să vedem, probabil în școala verde vom mai avea activități, că atunci nu o să avem teme, să facem diferite activități frumoase, să implicăm pe părinți. Toți și se uitau, hai să vedem ce e acolo, ce se întâmplă în secretariat, ce se întâmplă în secretariat, ce se întâmplă în cancelarie și până la urmă și-au dat seama că e un lucru obișnuit, că nu e nimeni acolo care schinjuiește copiii în pauză sau face alte lucruri și până la urmă e o idee de transparență. Adică trebuie să arătăm că suntem deschiși. Lumea care vine în școala noastră ne întreabă ce rezultate aveți la olimpiada de nu știu ce, la concursul nu știu care, ce ați obținut. Și am zis, spune sincer, e fain că sunt și rezultate la astfel de lucruri, dar pe noi nu ne interesează asta. Deci pe noi nu ne interesează asta. Pe noi ne interesează, în primul rând, ca acești copii să vină cu drag la școală și să fie fericiți și ne-am bucurat dacă în școala asta crește acum un viitor academician. Dar la fel de mult ne-am bucurat dacă va fi un tâmplar foarte bun în viitor, un croitor, o croitoreasă sau un tinichigiu auto. Adică meserii normale. Hai să un cetățean bun. Mie îmi place că li se plădește cumva și spiritul ăsta civic. Cu pădurile, cu reciclatul. Asta e foarte, foarte important. E plin peste tot. Și cu gunoiul. Și asta e o chestie care cumva o trecem cu vederea. Știi? În școală sau lumea se axează să ții minte anumite chestii, să ții minte niște date, dar de fapt trebuie să construiești un cetățean bun, nu neapărat cineva care să memorizeze chestii. Știți ce înseamnă până la urmă educația? Și am învățat și noi și am învățat împreună cu ei
după ce am deschis școala asta. Educația înseamnă, pe de o parte, să-și dezvolte anumite competențe, dar pe de altă parte să-l pregătești pe copil și pentru comunitate. Pentru momentul în care va ajunge să fie cetățean al comunității ăsteia. Și noi spunem de fiecare dată, atenție, în școala asta crește viitorul primar al Ciugudului. În școala asta crește, cresc viitorii consilieri locali, poate viitorul prefect, nu știu, sau alte funcții. Trebuie să ai grijă de ei, pentru că pe mâna lor dăm comunitatea peste 10, 20 sau 30 de ani. Motoul ăsta. Ăsta este primul lucru pe care l-am pus în școala din Ciugud și am spus așa, cum arată asta școala, va arăta mâine țara. Arătăm la toată lumea care vine în școala noastră și le spunem, dacă vrei cu adevărat să vezi cum va arăta o comunitate peste 10, 20 sau 30 de ani, du-te în școală. Am văzut copii întreabă de Verduțu, trebuie să-mi spui povestea. Verzulică, da. Așa, Verzulică. Cel nu se mai află aici, aici se afla, o să ne trimită niște imagini pe care să vi le putem arăta, dar ce făcea el aici? Da, ce era? Rău, ați ajuns foarte târziu. Când întreabă copiii de el, adică am auzit de două ori copii întrebând de el. Verzulică era un roboțel reciclator, l-am inventat împreună cu copiii, era de fapt o stație de reciclare, cum au apărut acum peste tot, pe lângă supermarketuri. Noi în 2020 am lansat acest proiect ca să-i pregătim pe copii pentru momentul în care apare sistemul ăsta de garanție returnare, adică ți ia 50 de bani, tu trebuie să te duci neapărat cu petul să-i duci înapoi. Și noi am inventat acel roboțel, se numea Verzulică, numele l-au dat chiar copiii, și Verzulică elibera ciugubani. Ciugubanul este moneda comunității noastre. Fantastic. O monedă, am inventat-o ca o monedă virtuală. Da. De ce? Pentru că ea păstra în spate tot felul de informații și putea fi colectată electronic. Dar când am vrut să implementăm proiectul, ne-au spus cadrele didactice de aici, au spus stop, noi avem un regulament, le oferim copiilor tot ceea ce înseamnă parte de digitalizare în școală, de la laptopuri, ei au și tablete, au laboratoare de realitate virtuală, în sfârșit, dar nu au voie cu telefonul mobil la școală, chiar dacă e școală smart. Atunci ei colectau aceste monede virtuale, iar ulterior toate monedele se colectau în contul meu. Vreau să vă spun că în fiecare an am colectat undeva în jur de 100.000 de ambalaje de la copiii ăștia, deci în fiecare an de funcționare a lui Verzulică. Și mai era un lucru interesant, că de asta întreabă de Verzulică. Verzulică venea cu tot felul de recompense pentru copii. A fost ziua în care le-a dat la toți înghețată în schimb unui pet. Ce frumos. A fost momentul în care le dădea la toți bani și le convertea toți ciugubanii în bani reali, bani pe care aveau o singură regulă. Puteau să-i folosească pentru orice, dar ideea era să-i folosească împreună cu școala, cu clasa. Da? Adică unul a colectat 10 ciugubani, altul 100, ideea e că îi puneau împreună și făceau o activitate împreună. Și acum le dăm ultimii bani de la Verzulică, cu care vor merge cei mai mulți, din câte am auzit, am tras cu urechea, vor merge în excursii. În curtea școlii, o să vedeți, nu avem decât mobilier făcut de copii în școala verde, mobilier din materiale reciclate. Adevărul că comuna, așa la prima impresie, acum o să mergem să ne mai plimbăm, să mai vedem diferite locuri, arată impecabil, adică este foarte verde, foarte curată, copaci foarte îngrijiți totul și vă felicit pentru asta, lăsând totul la op. Adică v-aș fi felicitat chiar dacă ați fi decis să apăreți sau nu, aș fi spus oricum, deci chiar arată impecabil. Nu neapărat suntem de felicitat, noi zicem că este o normalitate și până la urmă și cetățenii. O să vedeți în multe zone unde ei își întrețin, au trandafiri, au flori. Știți cum se spune la sat, fă-ți rai acolo unde stai. Corect. Uite ce frumos se vede, mamă, deci am prins la fix și cu soare, liniște. Când am pornit vlogul, cred că l-am pornit aici, v-am arătat parcarea, stai să nu calc aici pe iarul, v-am arătat parcarea, dar nu văzusem că tot acoperișul parcării sunt de fapt panouri solare și e gratuit. Deci dacă vrei, dacă ai Tesla, de exemplu, și vrei să ți-o încarci când ești prin Sebeș, Alba, zona asta, vii la Ciugud, că oamenii ăștia nu ți-au nici bani să s-o încarci. Și nu neapărat Tesla, pentru că uite, acum avem și avem o altă și mașină. Avem și Dacia și de uite. Asta este mașina noastră. E mașina primăriei. Noi o numim Eli. Eli? Eli, da. O avem deja din 2018. Uite, asta e mașina noastră, dacă... Și economia care ne facem fiecare an este undeva în jur de 4.000 de euro. Ați făcut calcul pe bune? Da, am făcut calcul pe bune. Ok. Uite-o, puțin cu puțin...
Se adună la buget acolo ceva. Și aici este mașina unui localnic, adică vii, ți-o încarci gratuit, avem în continuare pentru că promovăm ideea asta de electromobilitate și mai ales pentru că avem electricitate gratis de la soare cu panourile acestea fotovoltaice. Ce este interesant este că avem foarte mulți oameni care vin aici și ne spun, domne, nu am prins loc la stație, pentru că nu mai sunt stații gratuite. Noi avem în momentul de față toate stațiile gratuite din comunitate, mai avem încă una tot verde în satul cel mai îndepărtat și la un moment dat eram comunitatea din România cu cele mai multe stații de încărcare raportat verzi, raportat la numărul la de numărul locuitori. Ne mutăm și noi aici. Da. Mai primiți oameni? Mai primim, cum să nu? Chiar, uite, chiar l-am întrebat pe domnul primar, dar bănuiesc că și tu poți să-mi răspunzi. Eu înțeleg că când ați început voi, erau 2000 de locuitori început, aproximativ. Eu sunt doar din 2019. Okay. Când a început el, să spunem. În echipă. Când a început erau undeva în jur de 2500-2600 de okay. locuitori. Acum sunt 4000 și. Dacă continuă să vină oameni, ce facem? Că mă gândesc că există... Cumva în planurile astea există un limită de, bă, până aici putem să ne întindem, da, și să creștem și să... Da, să știți că și noi analizăm acum să vedem pentru orice comunitate care se extinde, până unde se poate extinde, da. Și noi am început să reglementăm deja prin planul urbanistic general, adică nu mai poți construi oriunde. Corect. Avem reguli urbanistice foarte clare. Da, știu că și culori și străzile trebuie să fie anumit fel. Exact. Și în același timp, dacă se extinde un nou cartier, trebuie deja să fie gândite de la zero tot ceea ce înseamnă utilități, străzi, trotuare și așa mai departe. Pentru că, fiind o dinamică foarte mare, trebuie să ținem și noi pasul administrația deci, locală. Deci, vrei, există o limită până unde se poate crește da, comuna Ciubut. Pe care o poți reglementa prin planul urbanistic general. Aici era caseria. Noi am desfințat-o la propriu, adică au intrat colegii noștri cu barosul, au stricat acea încăpere micuță care era caserie, am creat o zonă open space unde cetățeanul vine dacă dorește să interacționeze cu colegii noștri și aici avem roboțelul de plată. Poste și taxe. Deci nu se mai face plată cash la caserie, trebuie să vii, stai la coadă, să... Nu. Plată cash, se poate folosi cardul cetățeanului. Fiecare cetățean are un astfel de card. În fiecare sat există un astfel de roboțel, este o stație de plată, unde cetățeanul vine, îi scanează acest card, a intrat în sistem. Se verifică taxele dumneavoastră. Da, îi se verifică. Cardul nu este purtător de bani, ci purtător de informații fiscale. Își selectează. Taxe salubritate. Poate să plătească cu numerar, dacă dorește, cu card, dacă are un card bancar, astfel încât noi nu mai încasăm cash, noi nu mai punem mâna pe bani. Întreb eu? Cineva mai în vârstă. Cum a primit chestia asta? Păi, în primul rând... Cum faci să-i aduce aici, asta e? În primul rând, nu-i aducem aici. În fiecare sat au un astfel de... Nu, zic să învețe, să folosească... Le-am dat acest card, de asta am dat cardul cetățeanului, ca fiecare cetățean să se obișnuiască și să se conecteze foarte ușor în sistem. În același timp, le-am montat în magazinele sătești și acolo angajații magazinelor știu cum funcționează și le oferă suport cetățenilor vârstnici. Okay. Și în același timp, mai facem un lucru. Cu ce seamănă cardul ăsta? Un card bancar. Un card bancar. Este o formă de educație, adică îi obișnuim pe cetățeni să folosească cardul bancar, să nu fugă de el și să nu zică că de fapt este citit invers drac, ochiul dracului. Și da. Acum avem o altă problemă. Și care e aia? Ni se spune, domne, acum vrem să încasăm cât mai mulți pensia pe card. Și vrem să avem bancomate. Și este un alt stadiu al problemelor. Cam așa se întâmplă în administrația locală. Rezolvă scalează o problemă. Și creezi alta. Se scalează, da. Și trebuie, și ai o altă provocare. Niciodată în administrația locală nu se termină problemele. Încerca să-mi imaginez la bunicii mei, cu siguranță ar avea nevoie de cineva care să le facă, adică să-i învețe cum să-l folosească. Gândește-te că cel mai îndepărtat sat este undeva la 10 km, aproape 10 km de Ciugut. Cât pierzi în fiecare zi să vii până la primărie, să-ți plătești taxele, să stai la un ghișeu, în același timp poate nu ești doar tu, să stai la coadă, să stai mai mulți la coadă. Ei bine,
Asta e forma de respect pentru cetățean. Adică îi duci serviciile cât mai aproape de el. Da. Îi economisești timp și bani. Pentru că poate omul trebuia să-și plătească un bilet de autobuz să vină până aici sau poate trebuia să ia mașina să vină până Correct. Aici. Pierdea timp și bani. Acolo. Este o livadă chiar frumoasă vedere. Deci dacă vreodată vrei în Ciucud, vă mulțumesc pentru tot. Dacă încă o dată vii, dacă vii în Ciucud și vrei să te căsătorești sau vrei să te măriți, poți să o faci în livada comunei, care arată absolut fantastic. Deci eu sunt impresionat. Fiți atenți, stai să mă dau așa la o parte. Trebuie să fac un disclaimer. Nici nu ne-a plănuit să se întâmple așa. Și credeți-mă că nu are nicio tentă video asta, pentru că știu că e an politic și e an electoral și totul e așa. Trebuie să fii foarte atent, nu are nicio legătură chestia asta. Mereu am apreciat ce s-a întâmplat aici, de când am aflat de povestea asta, cred că în Spania, când vedeam pe la televiziune ce se întâmplă în Ciucud și mereu m-a fascinat povestea asta și mă bucur că acum avem ocazia să avem acest acces, adică să avem pe cineva de la primărie care să ne bage în locuri în care n-am fi intrat în mod normal. Gândiți-vă, dacă veneam doar noi singuri, vedeam străzile, vedeam clădirile pe în afară și știam ce am citit și noi prin presă, dar așa avem un insider, însă vreau să spun, adică să subliniez faptul că nu e absolut nimic pregătit sau campanie sau cine știe ce, habar n-am, știți că noi suntem rupți de România în mare parte. Dar uitați-vă și voi cum arată locul ăsta și până la urmă merită să se vadă cât mai mult că se pot face chestii și la noi și se pot face bine. Adică uitați-vă cum arată locul ăsta, zicea Dan că și el s-a căsătorit aici. Deci dacă vii să-ți faci nunta, aici să-i faci nunta. Ha, ha, ia uite. Aici ne facem nuntă, Raluc. Aici facem nuntă. Aici te-ai căsătorit și tu, nu? Voi nu v-ați căsătorit? Încă nu. Păi nu, că ne gândeam unde, că noi călătorim într-o parte în altă, familia într-o parte, unii într-o altă parte. Păi uite, Ciugudul este undeva aproape de mijlocul țării, vă adunați da. Aici, avem și unde să vă cazăm și vă asigurăm noi că veți avea cununia foarte faină. Aici. S-a rezolvat. Aici m-am căsătorit eu, da. Am spus pe video, am spus. Nu știți cum miroase, bine ar fi să treacă și mirosul prin cameră, să vedem dacă inventăm și camera aia cu... Cu cireșii din... Taiwan, de acolo. Aștia îmi plac, aici da, aici și miros și tot. Foarte fain. Și parc. Ăsta e terenul unde va fi următoarea școală, pentru că cea pe care am văzut-o le-a rămas mică. Aici unde sunt făcuțele astea, vedem o eoliană acolo sus. În ce proporție aveți deja energie regenerabilă în Ciucud? Nu știu dacă există un calcul sau un... Asigură doar pentru o parte din iluminatul public, satul și ușa. Dar noi vrem, acum am depus proiectul pentru construirea unui mini parc fotovoltaic care să ne asigure în totalitate independența energetică. A, deci aveți în plan să fiți 100% independenți. 100% independenți. Ok. Iar viziunea noastră pentru ceea ce înseamnă dezvoltare este un cer fără cabluri. Adică eliberăm cerul și da. Să îngropăm tot ceea ce înseamnă parte de rețele. Uite, văd și unele case au panouri. Da, pentru că promovând și noi ideea asta, oamenii au devenit oarecum curioși și sunt și programele guvernamentale care le-au ajutat și sporesc chestia asta foarte mult și atunci normal că lucrurile s-au mișcat. Și spatele nostru e și grădinița din Ciucud, care se află, cum se numește zona asta, cum îi spuneți voi? Zona de dezvoltare economică Ciucud. Așa. Zona de dezvoltare economică Ciucud, care grădinița e bine gândită aici, pentru că așa face ca oamenii care vin să lucreze aici să aibă un loc unde să-și lase copiii. Însă revenind la ce vorbeam înainte, eu vreau să se leagă toată lumea și să înțeleg și eu, adică nu în termen din ăștia foarte... Fondurile europene, în mare parte, se dau 80-90% din câte știu eu din finanțare și tu trebuie să vii cu restul de bani. Depinde. Deci fondurile europene de obicei pentru administrațiile publice locale se dau în proporție de aproape 100%. Da, e o mică cofinanțare, 2%. Dar în același timp ai și cheltuieli care nu se finanțează în cadrul unui proiect. Corect. Sunt păi, asta, la 30% acolo din voiam proiect. Să ajung eu. Dacă tu primești 100 de milioane pentru un proiect, tu până la urmă de vreo 20 trebuie să-i scoți din buzunarul tău. Și eu asta vreau să știu de unde scoate Ciucud 20 de milioane, de exemplu.
o comună care avea 2000 de locuitori și acum are 4. Păi, în primul rând, noi suntem în zona de dezvoltare economică. Zona de dezvoltare economică ce înseamnă? Este o zonă industrială construită de la zero, pentru este o zonă de tip greenfield, adică noi n-am avut aici niciodată o fabrică, o platformă industrială sau ceva de genul ăsta. De genul ăsta. Uite, de acolo ies, m-am fi de la muncă, deci tot... Administrația locală a conturat această zonă, a făcut un plan urbanistic, a trasat drumurile, a adus utilitățile, gaz, curent, apă, și așa mai departe, le-a pus până la poarta viitoarei investiții și a concesionat aceste terenuri pentru investitori. Suntem o administrație locală prietenoasă cu mediul de afaceri, corectă, punem la dispoziție aceste terenuri cu toate utilitățile, dar avem nevoie de investitori la fel ca și noi, corecți, noi promitem că nu îi încurcăm. Ok. Și în același timp, hai că o spun și pe asta, dacă suntem la nivelul de sinceritate, nu cerem comisioane. Păi, asta aici ai venit, întreb. Știu că asta mă întrebai și am răspuns eu mai repede. Adică ai venit aici și... aduci cumva. Nu, îi aduci aici dacă ești corect cu ei. Okay. Omul să știi că investește în România și România este o țară atractivă și pentru investitori străini. Da, eu am spus de multe ori. Ce dar trebuie să fii corect cu ei. În 2000, Ciugudul avea venituri de aproximativ 15.000 de euro și zona asta a produs în pandemie, când lucrurile se spune că n-au mers bine, undeva peste 1,5 milioane de euro. Wow! Deci acum sunteți profitabil. Da, și încet încet vrem și mai mult, pentru că aici capacitatea este în momentul de față de 45 de companii. Sau până unde ar putea merge această zonă industrială este undeva în jur de 70 de companii, okay, între 2000 și 3000 de locuri de muncă. Avem și companii străine. Avem, de exemplu, o companie belgiană care produce tot felul de componente pentru industria automotive. La Ciubut, spre exemplu, se fac batoane din nuci, se procesează o mare cantitate de nuci din România, dar și din Republica Moldova și ajung în diferite țări din Europa, dar și din lume, pentru că compania din spatele nostru... Da, asta mă uitam. Exportă inclusiv în țări arabe. Bună ziua! Bună! Nu e somnoros că... Primul lucru pe care l-am spus când am intrat acredita, am zis, Doamne, ce curat e! Și în a doua secundă ne-a zis, profesor, vă rog să vă uitați azi dacă vreți să intre. Deci, așa se intră la grădiniță aici. Cu echilibru nu stăm așa, vine? Bună ziua! Bună ziua! Vezi? N-am apucat, zic, Doamne, ce curat e, cum ești încălzite. Așa, suntem ready, uite. Și nu sunt ready. Trebuie să... Pregătiți. Ia și tu, iubita. Stai că eu mă lupt cu ăsta. Salut! Ce faci? Te așteaptă cineva? Da? Ok. Că am crezut că e singur și nu te-a, de-aia nu am vrut să la revedere. Independent. La revedere. Gata. Tot ceea ce vedeți pe aici, pe pereți, este făcut de noi. Adică noi am gândit toate ideile astea, toată aranjarea, toată structura. Pe mine ce mă impresionează, pe lângă tot ce mi-a arătat și la școală și la căziță, este impecabil de curat și adică și miroase curat. Așa trebuie să fie. De ce trebuie să miroase? E impecabil. Sau... Deci impecabil. Bine. Explică și chestia asta. Aici așa arată o sală de grupă. Ea este modulară. Măsuțele sunt modulare. Pot să își aranjeze cum doresc ei. În momentul de față avem o provocare. Vedeți că nu avem nimic electronic și ne gândim împreună cu niște medici, cu niște psihologi, cât de mult ducem și digitalizarea în zona asta. În zona copiilor mici. Smart, dar la copiii mici ne gândim ce să le punem, cât de mult să le dăm. Și aici discutăm cu cadrele didactice să vedem dacă se impune pentru ei. Noi am scris un proiect, l-am câștigat deja și avem foarte multe lucruri digitale pe care ar urma să le aducem aici. Dar să vedem... Până unde e ok. Să facem o procedură. Nu există în România, din păcate, o gândire foarte serioasă pentru grădiniță. Toată lumea zice, hai să le punem povestioare, cântecele, dar psihologii spun sau specialiștii spun că până la 8 ani creierul copilului este în dezvoltare și riscă să se dezvolte forme de autism dacă este lăsat foarte mult în fața ecranului. Da, asta așa e. Analizăm. Trebuie să vedem. Numai că sistemul este mult mai complex, pentru că a și evoluat între timp tehnica. Și de aici controlăm tot ceea ce înseamnă parte de iluminat aici, de exemplu.
pe tot planul, hai să intrăm pe una dintre ele. Uite, asta este una dintre săli. Putem să reglăm ce vrem noi, putem să vedem, putem să blocăm termostatul, putem să dăm lumina, da, să prescriem lumina. Aici am posibilitatea inclusiv să-mi fac eu propriile scenarii. Cum doresc eu să funcționeze școala. Și totul este modular. Cu competențe, să zicem, medii de IT, poți să faci, să faci ce vrei tu în platforma aceasta. Eu vreau să arăt ce mei. Deci copiii intră pe aici și dacă s-ar simți rău, de exemplu, copilașul vine aici, intră la cabinetul medical, unde îl vede un doctor, presupun, iar apoi ar trece aici, într-un soi de izolare, și părintele îl scoate pe poarta asta. Deci e un circuit în cazul în care copilul este bolnăvior și să nu contagieze alți colegi. Eu nu știu. Eu sunt impresionat, șocat, nu mai știu ce să zic, mi se pare că omul ăsta o să crede că sunt un idiot, că nu mai știu ce să zic decât, mamă, ce tare, adică nu știu ce să-i mai spun altceva. Uite, transport elevi. E frumos aici, pac, iau copiii și duc acasă. Asta e cea mai drăguță baie pe care am văzut-o de când trăiesc. Senzor de inundație, dacă se întâmplă ceva și aruncă foarte multă apă pe jos, să nu există risc pentru ei, se oprește automat cu senzorul respectiv. Și apa. Sunt adaptate pentru ei, adică uitați-vă. Aici ele sunt gândite astfel încât să poți să te uiți îngrijitoarele când îi aduc ce, dacă cumva se blochează sau ceva, să se uite peste peste baie. Și aici sunt regulile pe care le învață prin desene. Deci cam asta e, cam aici suntem, da? Asta e mărimea. E cea mai drăguță baie pe care am văzut-o în viața mea. Da, și noi este gândită toată clădirea pentru persoane cu dizabilități, pentru că inclusiv la școală și inclusiv aici am gândit totul și pentru persoanele cu dizabilități. Acum încerc scuze aici, deja se începe să se facă curățenie. Chiar dacă nu avem niciun copil în scaun cu rotile, avem o baie adaptată pentru copii în scaun cu rotile. Perfect. Perfect. Eu ți-am spus, eu insist pe timp. Deci nu e externalizată curățenie. Nu. Nu vine vreo firmă de... Sunt doamnele care fac. La școală, de exemplu, avem o singură doamnă, face curățenie. Sunt anumite clase la școală, cer scuze, am uitat să vă povestesc acest lucru, care au hotărât că vor să-și facă singuri curățenie. Și au, spre exemplu, este o clasă care și-a stabilit responsabili. Sunt responsabili cu bun simț, responsabili de mediu, responsabili, nu știu, fiecare este responsabil pe ceva și la sfârșit există un responsabil care se uită în clasă să nu-și fi lăsat prin bănci, mizerie și alte lucruri. Și am intrat, s-au prins pe curele, automat, și a început să se, în momentul în care sistemul mă detectează, începe să-și regleze toate opțiunile de confort. Așa sunt paturile, ele sunt gândite modulare, practic dacă vrem și dacă vom avea foarte mulți copii și dacă ne aprobă și inspectoratul, că și asta este o discuție, noi putem transforma sala asta și într-o sală de cursuri, pentru că paturile sunt modulare, ele se strâng și pot să stea și ore, dar când vor să doarmă își deschid doar paturile. Și asta e doar una dintre ele, adică sunt copii care dorm acolo, numai că n-am vrut să vă arătăm acolo, să nu-i deranjăm. Ca să nu crezi că sunt mulți, acolo sunt copilași care dorm și aici avem încă una. Și aici, ceea ce vă spuneam, în fiecare clasă, se măsoară concentrația de dioxid de carbon, da, punctul de rouă, presiunea, astfel încât să poată exista un nivel de confort întrebare maxim. Cât costă pentru administrație să construiască o grădiniță ca asta? Estimativ. Grădinița asta a costat 1,6 milioane de euro. Proiectul nostru pe fonduri europene a fost 500.000 de euro. 1,1 milioane de euro le-am pus noi. Asta cu tot cu terenul de sub sau doar construcția? Terenul este al nostru. Construcția și cu tot ceea ce vedeți, cu dotare, cu amenajare. 1,6 milioane. 1,6 milioane de euro. Eu zic că nu este nu mult e... pentru o clădire construită de la zero, o clădire într-o zonă
care trebuia să aibă o anumită arhitectură, pentru că trebuia să se îmbine, ați văzut, clădirea, cu restul clădirilor, clădirea de aici, seamănă adică cumva cu o fabrică din zonă. Da. Adică încercăm să păstrăm... Și niciodată nu-i prea mult în educație, adică... În spate vrem să mai construim și o creșă, de asemenea avem în momentul de față în analiză împreună cu inspectoratul școlar să ne permită ca aici să facem și o grupă de creșă. Aici nu trebuie să stingă beculele, se stingă ele. Se stingă ele singure, da. Nu trebuie să le stingem, nu trebuie să facem nimic de genul ăsta. Aici cred că dacă dusele se aduc în bucătărie, îi încălzesc mâncarea și tot și ajung. Deci asta e restaurantul grădiniței pentru copii. Acolo bucătărie în spate. Și asta e lucru pentru care trebuie să plătească părinții, mă gândesc, pentru mâncare. Da, e singurul lucru pentru care plătesc. Singur. Adică se plătește masa, pentru că avem un sistem catering și se aduce mâncare, li se aduce mâncare caldă copiilor, sau dacă sunt anumite produse care trebuie încălzite, există bucătăria. Noi în momentul de față nu avem bucătari și personal, pentru că am început grădința când deja era anul școlar în derulare, dar sperăm că în viitor să ne acredităm și pe partea asta și să facem noi mâncare aici, să adică fie să știm internă exact ce mănâncă copiii. Da. Golf este un resort. Sunt vile de o parte și de alta. Deci, uite, o chestie despre care habar nu aveam e că aici, la Ciucut, se află și locul ăsta. Cred că se numește Teodora și un club de golf. Știi că e unul din cele mai mari din țară. La un moment dat fusese unul din cele mai mari din Europa sau ceva de genul. Sunt o grămadă de vile. Vedeți? Astea sunt vile pe care le poți închiria ori complet, ori doar camere. Și vii să joci golf, cât ai spus, e printre cele mai mari din țară, nu? Este cel mai modern din țară, okay, zic eu, unul dintre cele mai moderne din Europa în același timp și la un moment dat a fost chiar în top 5 la nivel mondial. Wow, de când ești? 2018? 2018. Eu nu știu cum n-am auzit de locul ăsta niciodată, nu știu câți dintre voi știați că există un club de golf, nu așa se numește asta. Este un resort, resort de golf, pentru că are și parte de cazare, vile, și în același timp are și parte de teren, inclusiv driving range-ul. Driving range-ul este zona de antrenament și este aici, în spate. Așa se strâng mingile, uite, niciodată nu m-am gândit cum se strâng mingile la golf. Bună ziua! Te salut! La treabă! Bună, Cristi, încântat. Scuze, deranj. Între instructorii din cadrul resortului și cu multe, multe concursuri la activ prin țară și prin străinătate. Câte mare e locul ăsta? Pentru că câte hectare? Da. În total 62 de hectare. 62 de hectare. Și cum funcționează? Că e pe bază de, nu știu, de abonament, da, sau vii când vrei? Sunt începători care iau lecții de golf. Așa. După 10 ședințe de golf, dăm un examen pe teren, devin jucător, după care se fac membri la club. Ok, ok. Crezi că reușești să mă vezi pe mine să lovesc o bilă? Da. Crezi? Da, cum nu. Chiar e un challenge ăsta. Da. Hai să vedem. Hai, vom să iau ceva. Dacă nu reușesc să lovesc cum trebuie, eu măcar să mă vezi să conducă la cele culeg după aia. Mă pregătesc. Și asta, înainte era manual, acum... Mergeai și le... Da. Nu exista mașini de strâns minge. Pune pula de minge. Și atunci, când dădeau la sfârșitul zilei, probabil erau 10.000 de minge pe teren. Vai. Și să le adună. Mă pregătesc pe când mă îmbogățesc. Ce părere ai despre chestia asta, că e foarte... Adică golful e considerat așa doar sportul bogaților. Crezi că e corect? Nu. Nu, așa e? Majoritatea cred asta, dar de fapt aș putea spune că și pe sportul e mai scump ca golful. Ah, probabil. Spun eu că eu sunt pescar, spun eu că s-ar putea sigur, știi? Hai să vedem ce e. Ce trebuie să fac? Salut. Ciao. Tu tot de la mâna stângă, și cu mâna dreaptă vii și faci o priză. Mai sus, acolo, așa. Și treci peste deget mare de pe clavă la copii. Așa. Perfect. Al doilea rând, trebuie să stai exact pe centrul mochetei. Picioarele trebuie să le ai depărtate la nivelul umerilor, cât ai umeri, trebuie să ai și picioarele depărtate. Așa. Am emoții că mă și filmează, zic că nu fac asta toată ziua. Și așa se ține așa? Da, exact. Ți-am arătat una dintre prinderi. Ok. E cea mai folosită, dar așa nu scapă nici clavul din mână și poți lovi mingea ok, fără să te doară brațele și... Mm-hmm. Așa clavul lângă minge jos, da? Așa. Fața clavului trebuie să stea un pic deschisă, brațele întinse. Okay. Nu mici din încheieturile brațelor, genunchii puțin flexați. Poți să întinzi brațele mai mult, spatele drept. Da.
urci în spate cu mâna stângă întinsă, o menții întinsă până ajungi la mișcări și aici faci doar mâna stângă, da, cu clavul trebuie să formeze un unghi de 90 de grade, da? Asta înseamnă că mâna stângă trebuie să fie întinsă, okay, și privirea trebuie să rămână peste umăr la minge. Păi m-am pierdut total! De aici dai drumul clavului cu brațele întinse, lovești mingea de desubt, atunci brațele întinse în față, lovești către finish, mâna dreaptă întinsă acum și piciorul din spate pe vârf, de tot felul. Ca să te poți întoarce către finish. Cel mai important lucru din mișcare este să nu ridici privirea înainte să lovești, da? Și să-ți menții aceeași poziție de cum pleci de la minge până ajungi la minge înapoi. Nu? Dar pleci din dreptul ei, trebuie, la început trebuie doar să dai în minge. Aici? Da, da. Păi nu, asta am reținut din toți. Urci deci, spate cu brațele întinse. Și trebuie, nu mă uit acolo, eu ochii pe minge, privești, nu? Da, trebuie să privești mingea tot timpul. Când faci mișcarea, ochii trebuie să rămână la minge. Deci chiar mă rog să termine bătăria la cameră înainte să lovesc. Să știi! Urci cu brațele întinse, nici fără frică, trebuie să dai în ea. Mamă, nici... Nici n-am dacă încerci să dai tare, nu o să meargă. Uite acolo. Da, nu că ai intrat așa de tare, am dat. Stai, ce... Ce... Deci, fii alin. Păi eu n-aș putea să fac afacere aici, dar urca și nervos atât ziua, nu-i mers bine astea. Bă, dă om. Ai făcut și asta? Da. Când faci mișcarea, singura chestie când faci mișcarea e să nu faci tare. Am înțeles. Andrei, ia dă-i-tul, dă-i-tul, dă-i-tul. Dă-i-tul după aia la montaj, îmi pun eu. Îți poți spune, da, spui fața, știi? Așa sclavul lângă minge, ai brațele întinse. Da, trebuie să fii foarte relaxat. Te pui la minge. Să mă, de capul, să pui. Unde e? Nu a picat încă. Adică nu trebuie să dai tare, știi? Păi de aia la mașină. Și dacă faci jumătate de mișcare și răsucești corpul corect, atunci mingea merge, știi? Și dacă faci jumătate. De la 1 la 10, adică fără să dau foarte tare minge. De la 1 la 10, cât de bun a fost monitorată? Păi dacă aș da 1000 de minge, probabil aș rata foarte puțin. La țintă. Eu rămân la pescuit. Mulțumim frumos. Ești... Na, mai rău fără cu minte. Dar vezi că, vezi că ai promis ceva. Că mă duc să le iau. E, poate la asta. Poate cu asta mă descurc. Da, cred că totuși te punem să le culegi manual. Manual, da. Cred că mai degrabă. Mai degrabă. Deci era așa. Raluca, tu salvezi canalul ăsta. Atât, eu rămân la pescuit. Atâtea lucruri frumoase, atâtea lucruri frumoase am vorbit noi acum și toată lumea o să râdă de noi, o să uite tot ce le-am arătat. Da. Închis. Știu că e un pic ciudat la început. Picioare de prezate la nivelul 1. Poate scapă cross aia și îmi dai una în muf aici. Nu scapă, dacă faci gripul ăla nu o să scape clavul și ușor. Hai. Vezi? E bine că mai ai făcut mișcarea, doar că dacă ai plecat cu brațele întinse de la mice, trebuie să ajungi înapoi cu brațele întinse ca să lovești, da? Corect. Uite, mă, că eu vorbeam la telefon și Raluca a dat acolo până în, în capăt. Am hai să te văd. N-am, mă. Faci toată mișcarea. N-am făcut mișcarea. Bine, acum că ai uitat, sunt tot piciorul din spate. Nu-i am făcut doar din... Ideea e să minge ca să vezi. Da. Ceau. Bun. Asta e. Așa ar trebui să mergi. Bravo, felicitări. Am transpirat. Deci dacă eu spun ceva de aici, nimerești? Aproape, deci. Mamă, ce mi-ar plăcea să am niște oameni pe aici pe aproape care îmi plac mie așa tare. Ai dus bani? Ah, nu, eu? Unde e? Păi nene, bă, omul starea are, mă. Nu, că s-a dus tot la două. Acolo și... Pare artificială, dar e o iarbă specială. Nu e? Nu e artificial? Nu. Mm-hmm. E o iarbă specială care crește, firul de iarbă nu crește în sus și crește împreună cumva. Foarte greu. Ce frumos se vede. 0,1. 0,1. 0,4 mm. 0,5 am aici pe părți. Exact. Așa, și după ce m-am făcut de râs și la golf, cred că a venit momentul să închidem acest vlog, dar nu înainte să te las să revii la treaba ta normal. Ți-am furat 3 ore și mă facturez bine astăzi. Mă bucur. 3 ore și ceva. Mă bucur că ne-am întâlnit.
că dacă nu ți-a ieșit la golf, să știi că avem Mureș în apropiere, mergem la pescuit. Încercăm cu pescuit. Încercăm acum. Încercăm, facem, dar înainte trebuie să fie două întrebări așa de final. Mă gândesc, adică totul e foarte frumos, va ieși foarte bine, eu vă felicit. Bănuiesc că aveți și detractori, adică aveți și oameni care vă critică. Care e o critică așa pe care o trimite lumea către Ciugud? Trebuie să fie și oameni care nu sunt mulțumiți. Păi, în primul rând, cei care n-au ajuns niciodată la Ciugud zic că aici este prea bine să fie adevărat. Adică e prea ciudat. Ceva-i putre la mijloc. Adică și de aici s-a născut și acel slogan Ciugutu Bitru. Ciugutu Bitru. În același timp, noi spunem că este doar normalitate. Legat de critici, să știți că cine nu te critică, dacă nu ai critici, înseamnă că e o problemă și înseamnă că nu poți să evoluezi. Asta spunem noi și noi. Acceptăm de fiecare dată critica, ne place când ne critică anumiți oameni, pentru că învățăm din greșeli și învățăm de fiecare dată. Sunt lucruri pe care le mai avem de făcut la Ciugud, sunt foarte multe lucruri. De exemplu, acum discutând la începutul anului cu anumiți oameni, ne-am dat seama că în anumite zone nu avem trotuare, spre exemplu. Okay. Și atunci construim trotuare. Mămicile ne spun că avem nevoie de o creșă și deja lucrăm la proiectul unei creșe pentru că dezvoltându-se comunitatea, ai și alte nevoi, alte așteptări. Păi da, acoperi una, apare alta. Da. Și mai avem alte, păi foarte asta, multe probleme. De exemplu, asta în anii trecuți... Asta a întrebare. Ce nu-ți place ție? Sau cu ce nu ești tu mulțumit? Că sigur, deci și oricare om în jobul lui, meseria lui, face anumite chestii de care e mândru și altele care i-ar plăcea să iese mai bine. Dacă mă întreb pe mine, mi-aș dori mai multe, să avem timp să facem mai multe evenimente în comunitate, să unim mai mult comunitatea și acum trecem la următorul nivel. Am făcut străzi, am făcut alimentări cu apă, am făcut tot ceea ce înseamnă partea asta de confort, acum trecem la următorul nivel. Avem grijă de bunicii noștri și am mers la acel centru al seniorilor. Încercăm să facem evenimente pentru comunitate, să unim comunitatea, să vorbească vecin cu vecin, să se întâlnească. Și să se integreze, că acum ai oameni din diferite colțuri, nu mai ai doar oameni de loc. Să se integreze, să-i accepte pe cei care vin noi în comunitate. Vrem să promovăm și ideea asta de turism un pic altfel, pentru că îi învățăm pe oameni să înțeleagă că râul Mureș este un dar de la Dumnezeu, trebuie să aibă grijă de el, să fie curat și în același timp să dezvoltăm acolo acea zonă de agrement unde deja am construit un parc de autorulote, am construit l-am văzut când am venit, zonă micuță de grătare și dezvoltăm tot mai mult astfel de servicii și în același timp încercăm să dezvoltăm și zona economică, pentru că de acolo vin banii care permit să dezvolți restul lucrurilor. La un moment dat, fondurile astea europene s-ar putea să nu mai existe. Corect. Și în contextul ăsta trebuie să-ți găsești până atunci, să folosești fondurile europene ca să-ți dezvolți venituri ale comunității tale. Aveți primării din țară care vin pentru instructați, să spun așa, să vă întreb, cum ați reușit, ajutați-ne și pe noi? Acum nu vreau... Fără nume. Nu o să dăm nume, nu. Avem două programe de mentorat. Unul este pentru școală, se numește Nu lăsăm să moară școala de la țară, prin care învățăm unii de la alții. Să știți că și noi am mers în anumite comune din România, unde ne-am inspirat pe anumite lucruri pe care le făcea școala respectivă. În același timp au venit și alții la noi. Suntem mândri, spre exemplu, că există o școală smart, la fel ca și cea de la Ciugud, aproape la fel ca și cea de la Ciugud, care s-a construit într-o comunitate vulnerabilă cu peste 90% copii din comunități vulnerabile. Copiii au standarde de calitate ca și copiii de la Ciugud, deși, din păcate, ei locuiesc într-o comunitate vulnerabilă, cu probleme sociale și așa mai departe. Avem și pe administrație, avem undeva în jur de 500 de administrații locale care în decursul timpului au venit la noi sau noi am mers acolo. Da, peste 500 am depășit. Este singurul program public din România. Noi ne-am dorit să facă asta guvernul. Din păcate, nu există în România așa ceva. Noi am spus, ca să evoluăm, trebuie să învățăm unii de la alții, nu trebuie să inventăm roata. Noi ne ducem în anumite comunități, alte comunități vin la noi, facem schimburi de experiență, învățăm unii de la alții. Suntem în momentul de față în programul ăsta de mentorat pe administrație peste 500.
avem alte undeva în jur de 300 și ceva de școli, 400 care au venit la noi pe partea de școală. Și noi mergem mai departe în diferite zone din țară și din străinătate. Avem inclusiv comunități din străinătate care vin la noi. Avem din Republica Moldova. Avem, știu că și voi v-ați inspirat din multe programe și de noi afară. Și noi ne-am inspirat. Adică și fost, ați văzut. Exact, din Franța, din Belgia, din Austria, din Danemarca. Colegii noștri de la școală au fost la un moment dat într-un schimb de experiență în Danemarca. Păi cred că asta trebuie să fie concluzia. Cum ai spus și tu, nu trebuie să inventăm roata la noi. Lucrurile bune sunt deja făcute, sunt existente, trebuie să vrem să le vedem, în primul rând, și să le putem implementa. Și pot să-ți mai spun încă un lucru, că ați venit la Ciugud. Modelul ăsta Ciugud, să știți că există în foarte, foarte multe comunități din România. Și noi am descoperit acest lucru de la primarii care veneau de la noi și ne-am dat seama că sunt primari care muncesc pentru comunitățile lor, care chiar fac treaba acolo, nu se scrie despre ei, nu se vorbește despre ei, din păcate, dar există foarte multe lucruri de genul ăsta din România. Important este ca lucrurile alea să le multiplicăm peste tot și să facem România bine. Ascultați la cineva că România aia bună a ajuns, din păcate, să fie tăcută. Cumva să stea așa în carapacea ei, să închidă în cercuri mai mici și să nu fie atât de vocală. Și poate ar trebui schimbată chestia asta, că la noi, de exemplu, se mizează foarte mult pe părțile negative, pentru că și vând foarte bine părțile negative, dar vreau să cred că există mai multe, cum să spun, mai mulți Ciugud în țara asta, nu doar unul. Și dacă data trecută am făcut promisiunea cu cafeaua, acum avem o altă promisiune de la ei, că atunci când se retrag și se stabilesc într-un loc, vin la Ciugud. Dacă mai avem loc, că tot crește și crește și crește. Mulțumim frumos. Mulțumesc. Mulțumim primăriei pe această cale că ne-au acordat atât de mult timp. Foarte probabil acest video ar fi fost mult mai scurt și cu mult mai puține informații dacă eram doar noi doi. Și vă mulțumim pe această cale. Sper să ajute video ăsta să ajungă unde trebuie. Felicitări încă o dată, sunteți fantastici, vă urăm mult succes și ne vedem data viitoare. Mulțumim mult de tot!